aclamă-L pe Domnul, slujiți-L pe Domnul cu veselie, meniți-ne fața Lui cu cântece de bucurie. Veselească cerurile, marea să murmure numele Lui, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Oh,
testamentum suum, confirmavit super caput eius. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Preasfinția voastră, episcop emerit Petru Ghergel, înalt preasfințite arhiepiscop emerit Ioan Robu, sfințiile voastre, ucenici părinți, iubiți credincioși, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care au vestit cuvântul lui Dumnezeu. Evrei 13:7. Astăzi este o zi cu totul deosebită pentru noi, deoarece celebrăm o sfântă liturghie solemnă, așa cum se vede, liturghie de mulțumire și de recunoștință aduse lui Dumnezeu pentru cei 80 de ani de viață pe care îi sărbătorește preasfințitul Petru Ghergel, de asemenea pentru cei 136 de ani de la întemeierea Episcopiei Romano-Catolice de Iași și tot astăzi ziua aniversară a istoricilor bisericești ai diecezei noastre, cărora le aducem un cuvânt de mulțumire pentru slujirea adusă bisericii noastre locale. Vă invităm pe toți, pe dumneavoastră cei prezenți în Catedrala din Iași, dar și pe cei care ne urmăriți prin intermediul rețelelor de comunicații, să-l însoțim în mod special pe preasfințitul Petru cu rugăciunile noastre, printr-un gest de recunoștință pentru tot ceea ce a făcut în întreaga sa viață pentru dieceza noastră de Iași. De mai bine de două decenii, ca urmare a unei inițiative a preasfințitului Petru, a intrat în tradiție ca ziua de 27 iunie, a fost ieri, și noi am marcat-o printr-o liturghie mai deosebită, lăsând ca solemnitatea să o celebrăm astăzi, 27 iunie să fie celebrată drept ziua diecezei noastre romano-catolice de Iași, adică aniversarea zilei de naștere a acestei dieceze, dieceză înființată la 27 iunie 1884 de către Papa Leon al XIII-lea. Nu intenționez să fac acum o expunere istorică privind evenimentul de acum 136 de ani,
deoarece această datorie revine istoricelor noștri bisericești, care în aceste zile premergătoare au publicat pe site-ul Episcopiei articole istorice pentru informarea tuturor. Și le-ați văzut. Datoria mea ca păstor al diecezei de Iași este să aduc un prinos de recunoștință față de toți înaintașii noștri, încă de la începuturile creștinismului de pe aceste locuri și în mod special față de misionarii noștri care au predicat Evanghelia strămoșilor noștri. Atenția o îndreptăm special spre preasfințitul Petru Gheorghel, pentru care emoțiile o să-i treacă. Preasfințitul Petru Gheorghel, care rămâne o personalitate a bisericii noastre locale și nu numai, cel care și-a pus amprenta asupra istoriei noastre recente, păstorind din cei 55 de ani de preoție pe care îi sărbătorește, peste 4 decenii în fruntea diecezei noastre de Iași, inclusiv în anii grei ai regimului comunist. Putem spune că și-a dedicat întreaga sa viață binelui diecezei noastre, având meritul incontestabil de a fi apărat unitatea diecezei și pe credincioșii acesteia, sprijinind dezvoltarea religioasă, culturală și socială. În numele preoților și al credincioșilor din dieceza de Iași, oriunde s-ar afla aceștia, doresc să exprim întreaga recunoștință preasfințitului Petru Gheorghel pentru tot ceea ce a întreprins și realizat în anii de slujire preoțească și episcopală, exprimat atât de potrivit și convingător în deviza sa episcopală, ca toți să fie una, în credință, în iubire, în muncă și în viață. La mulți ani, preasfințite Petru Gheorghel, la mulți ani, dieceză de Iași, la mulți ani și tuturor istoricilor diecezei noastre care au ales ca zi de sărbătoare pentru ei ziua înființării diecezei noastre de Iași. Tuturor mulțumire pentru slujirea adusă bisericii noastre locale. Salutăm prezența înalt preasfințitului Ioan Robu în mijlocul nostru, prezența tuturor preoților, nu este cazul să le spun pe nume, să-i spun pe nume pe fiecare, îi vedeți în fața dumneavoastră, iar pe preasfințitul Petru îl rugăm acum să prezideze sfânta și dumnezeiască liturghie. Îndurările Domnului în veci și le voi cânta. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Iosif, înalt preasfinția voastră, înalt preasfințite Arhiepiscop și Mitropolit, iată emerit aici la noi de față, stimați părinți profesori, părinți paroc, părinți oaspeți, dragi colegi, vicecredincioși, vicecredincioși uniți cu noi, așa cum ne-a spus preasfințitul, prin mijloacele de comunicare. Vă invit acum ca împreună să-i cerem lui Dumnezeu iertare pentru toate greșelile, lipsurile și din viața mea și sigur a fiecăruia, pentru a putea celebra cu vrednicie această jertfă a Sfintei Liturghii, act de preamărire a lui Dumnezeu, de mulțumire și de cerere de binecuvântare. Vă salut pe toți și vă invit să spuneți cu mine: mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, frate, că am păcătuit prea când vântul, apta și omisul,
din vina mea, din vina mea, din prea mare. De aceea rog pe Sfânta Maria, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, frați, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeu. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ne-ai înfiat prin harul Tău și ne-ai făcut fii ai luminii. Nu îngădui să fim învăluiți de întunericul greșelii, ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Cartea a doua a Regilor. Într-o zi, Eliseu trecea prin Șunem. Acolo era o femeie de vază. Ea a insistat ca el să mănânce. Ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea i-a zis soțului ei: iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o cameră mică sus pe terasă și să punem acolo pentru el un pat, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Într-o zi, Eliseu a venit la ei, s-a dus în camera de sus și s-a culcat acolo. El i-a zis: ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns: ea n-are niciun fiu, iar soțul ei este bătrân. El a zis: cheamă-o. Gehazi a chemat-o și ea a stat la ușă. Eliseu i-a zis: la anul pe vremea aceasta vei ține în brațe un fiu. Cuvântul Domnului. Îndurările Domnului în veci le voi cânta. Fidelitatea ta, că ce-ai spus, îndurarea s-a întemeiat pentru totdeauna, ai stabilit în ceruri fidelitatea ta. Poporul care știe să te aclame, care umblă în lumina feței tale, Doamne. Ei se bucură neîncetat de numele Tău și se mândresc cu dreptatea Ta. Și tăria lor și în bunăvoința ta le înalți frunătea. Al Domnului este scutul nostru și regele nostru al Sfântului lui Israel. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, nu știți că noi toți, care am fost botezați în Hristos Iisus,
am fost botezați în moartea Lui. Așadar, am fost înmormântați împreună cu El prin botez în moartea Lui, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin gloria Tatălui, la fel și noi să umblăm într-o viață nouă. Dar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, știind că Hristos, cel înviat din morți, nu mai moare. Moartea nu mai are nicio putere asupra Lui. Când a murit, El a murit pentru păcat odată pentru totdeauna, dar acum este viu. El trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi, considerați că sunteți morți pentru păcat, dar vii pentru Dumnezeu în Hristos Iisus. Cuvântul Domnului. O descendență aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, poporul luat în stăpânire de Domnul, ca să vestiți faptele mărețe ale Celui care v-a chemat din întuneric la minunata sa lumină. Iisus Hristos, după Sfântul Matei. În acel timp Iisus le-a spus celor 12, cine își iubește tatăl sau mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine își iubește fiul sau fiica mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu își ia crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Cine ține la viață o va pierde, iar cine își pierde viața pentru mine o va regăsi. Cine vă primește pe voi, pe mine mă primește, iar cine mă primește pe mine, îl primește pe acela care m-a trimis. Cine primește un profet pentru că este un profet, va primi răsplata profetului, iar cine primește un drept pentru că este drept, va primi răsplata celui drept. Cine va da de băut fie și numai un pahar cu apă rece unuia dintre aceștia mici pentru că este discipol, adevăr vă spun, nu-și va pierde răsplata. Cuvântul Domnului. Iisus Hristos. Excelența voastră, episcop Iosif Păuleț, episcop al diecezei de Iași,
Excelența voastră, Petru Gergel, fost episcop de Iași, cum episcop emerit, preacucernici părinți profesori, preacucernici părinți preoți, persoane consacrate, iubiți frați și surori. Întâi le mulțumesc episcopilor că m-au invitat să particip la această sfântă liturghie de celebrare a 80 de ani a Monseniorului Petru Gergel și totodată pentru că mi-au dat posibilitatea să vă spun și câteva cuvinte cu această ocazie și în această situație voi proceda astfel. Întâi vă voi spune ceva despre Evanghelia pe care tocmai am ascultat-o, apoi vă voi citi două pagini dintr-un articol pe care l-am scris recent despre Monseniorul Gergel. Așadar, cu Evanghelia pe care am ascultat-o acum, Iisus le răspunde tuturor acelora care peste secole au considerat că nu trebuie să-L pomenești pe Dumnezeu Creatorul atunci când tratezi despre istoria creației, despre istoria lumii sau simplu despre viață în general. Cu Evanghelia de astăzi, Iisus pare să ne spună, fiți atenți, că dacă îl lăsați la o parte pe Dumnezeu, viața umană riscă să devină asemenea unui pustiu fără viață, unui loc în care să năpădească toate relele. Ce înseamnă cuvintele lui Iisus? Dacă cineva își iubește tatăl și mama mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Departe de a sugera Iisus că părinții nu ar merita toată stima și iubirea noastră, Iisus ne învață că noi nu-i putem iubi cu adevărat pe părinții noștri fără ca să trecem această iubire prin prezența lui Dumnezeu din noi. Prin prezența lui Dumnezeu din noi. Cum se face acest lucru? Vă amintesc că Sfântul Luca, cred că în capitolul al 17-lea al Evangheliei, spune că fariseii l-au întrebat pe Iisus când vine împărăția lui Dumnezeu. Și ce răspunde Iisus? Împărăția lui Dumnezeu nu vine în mod vizibil, ca să spui, iată-o aici, iată-o acolo. Nu. Iată, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Iubiți frați și surori, într-adevăr, împărăția lui Dumnezeu este în noi și în toți aceia care îl respectă, care îl cinstesc, care îl iubesc pe Dumnezeu, știind că El este stăpânul istoriei și al timpului. Împărăția lui Dumnezeu este în noi și în toți aceia care după botez duc o viață nouă. Duc o viață nouă știind că au fost aleși de Dumnezeu ca să fie fii ai luminii, ca să fim fii ai luminii. Împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru, în sufletele noastre, în inimile și în mințile noastre, luminate de credința în Cel de Sus. Așa că putem spune că tot ceea ce se naște și crește în acest interior, în această atmosferă de iubire față de Dumnezeu, crește și se dezvoltă în împărăția lui Dumnezeu. Și de aici, din interiorul nostru, pornește dragostea față de tatăl, față de mama, față de fiu și fiică. O dragoste care trece prin
iubirea lui Dumnezeu prezentă în noi toți. Iubiți frați și surori, mulți nu cred în înțelepciunea cuvintelor lui Iisus. Însă, dacă privim în jurul nostru, în ceea ce se întâmplă în societatea noastră, vom vedea ce tribut de suferință trebuie să aducă și părinții și copiii care l-au lăsat deoparte pe Dumnezeu, care trăiesc ca și cum Dumnezeu n-ar exista. Un tribut al despărțirilor, al urii, al divorțurilor și așa mai departe. De ce se întâmplă acestea? Pentru că oamenii cred că pot iubi părăsind în același timp sau refuzându-l pe acela care este izvorul iubirii, Dumnezeu. Și să ne mai amintim de un cuvânt din Sfânta Evanghelie. Iisus spune, cine nu și-a crucea și nu mă urmează, nu este vrednic de mine. Iisus ne amintește că jertfa, dăruirea de sine, este un element esențial al vieții creștine. Este un izvor de împlinire și de bucurie în același timp. Și Monseniore Gergel, cred că în îndelunga experiență pe care ați avut-o în mijlocul credincioșilor, ați avut ocazia să cunoașteți ce înseamnă dusul crucii, ați avut ocazia să vă bucurați și să vă simțiți împlinit ducând crucea aceasta pe care Dumnezeu v-a hrăzit-o. Și acum îmi permite să trec la partea a doua și să citesc ceva din articolul pe care recent l-am scris despre Monseniorul Gergel. Și totodată îmi cer scuze de la Părintele Lucu dacă eu fac deja puțină publicitate cărții pe care tocmai a scos-o. Acum circa 60 de ani, eram pe la începutul cursurilor la seminarul din Iași și cam pe atunci clasa noastră a luat legătura cu clasa domnului Petru Gergel. Prefectul de studii ne-a învățat că celor mai mari decât noi trebuie să le spunem domnule, și așa am făcut. Deci cu domnii din clasa domnului Petru Gergel am început o serie de întâlniri pe terenul de fotbal de pe Valea Bahluiului și trebuie să recunosc că ne băteau cam de fiecare dată, în ciuda ambițiilor celor din clasa noastră. Domnul Gergel conducea echipa de fotbal a clasei din care făcea parte, dar și la școală. Când în 1977, prin luna octombrie, am fost chemat să merg ca profesor la seminar, Părintele Gergel a fost cel care m-a primit acolo, el fiind rectorul seminarului și ca atare, de data aceasta, conducea echipa profesorilor. Erau timpuri grele. În martie fusese cutremurul care a provocat mari daune seminarului. Peste tot pe unde mergeai, dădeai de niște sârme groase, tiranți, care asigurau cât de cât stabilitatea clădirii. Obținerea aprobărilor pentru renovarea seminarului, găsirea resurselor materiale, etc., au fost o adevărată epopee. Însă rectorul Gheril a trecut de toate obstacolele. Când credea că s-ar putea bucura de puțin răgaz, a primit din partea Sfântului Scaun numirea de ordinarius al diecezei de Iași în februarie 1978. Eu unul pot să mă laud că am fost de față în momentul când Monseniorul John Bukowski, trimisul Sfântului Părinte Paul al VI-lea, i-a înmânat Monseniorului Gergel la București actul de numire în capela arhiepiscopiei,
actul de numire care îl punea în fruntea diecezei de Iași. Am trăit cu toții atunci o mare bucurie, căci simțeam că, iată, Sfântul Scaun, cu toate piedicile pe care le întâmpina, reușea să realizeze niște lucruri pe care nu puteai să le explici decât pe baza lucrării providenței divine. Sigur că în dieceza de Iași s-a aflat îndată că de atunci încolo păstorul diecezei avea să fie Monseniorul Gergel, dar discreția impusă tuturor nu a lăsat loc unei sărbătoriri deschise, cum s-ar fi meritat. Așa erau timpurile. Până în decembrie 1983 am avut prilejul să fiu aproape de Monseniorul Gergel, eu activând ca profesor la seminar. După moartea Monseniorului Augustin, de pie memorie, din decembrie 1983, eu fiind numit ordinarius al Arhidiecezei de București, am avut prilejul și privilegiul să-i fiu în continuare aproape Monseniorului Gergel, deși stând la kilometri distanță în capitală. Aveam însă aceleași preocupări, aceleași griji, aceleași așteptări, având contacte frecvente între noi. Și în 1990 a fost consacrat episcop, dar trec mai departe, amintesc de cele două vizite ale papei, Ioan Paul al II-lea și a papei Francisc, și mai adaug și trec și eu că e timpul să termin această intervenție. Monseniore Petru Gergel, acum împliniți vârsta de 80 de ani de viață. Felicitări! Parcă ieri alergam la fotbal pe Valea Bahluiului, iar acum, dispunând de mai mult timp liber, alergăm la câte un medic sau la câte un spital. Preasfințite Petru Gergel, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am putut fi aproape unul de altul în biserica noastră locală, în vremuri mai tulburi sau mai senine. Și, crede-mă, îți mulțumesc că m-ai răbdat cu toate lipsurile mele și îți doresc din tot sufletul încă mulți ani binecuvântați. Dumnezeu și Maica Sfântă să te țină sănătos și voios. Mulți ani! Și acum, fraților și surorilor, împreună, cei de față cu cei uniți cu noi, prin intermediul mijloacelor de comunicare, vrem în această zi, cu toată istoria, prezentul și viitorul, să ne reînnoim credința noastră, spunând, cred într-unul Dumnezeu, Creatorul Cerului și al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl, mai înainte de toți veci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, care toate noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer. S-a întrupat la Duhul Sfânt, în Maria Pescun, și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat. A pătimit și s-a îngropat. A înviat a treia zi și s-a suit la cer. Și iarăși va veni mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție
nu avea sfârșit, cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul Purcei, care împreună cu Tatăl și Fiul este adorat și preamărit și agrăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce a venit. Frăților preiubiți, împărtășind aceeași credință și iubire, uniți în același duh și în aceeași speranță, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, care a statornicit biserica sa pe temelia apostolilor, și să-i cerem să reverse din belșug harurile sale asupra diecezei noastre și asupra întregii biserici. Doamne Iisuse Hristoase, păstorul sufletelor noastre, întărește-l pe Sfântul nostru Părinte Papa Francisc pentru a putea conduce poporul încredințat pe calea Evangheliei tale. Te rugăm! Te rugăm să-l însoțești cu harurile tale pe Episcopul Petru, care astăzi îți mulțumește împreună cu noi pentru cei 80 de ani de viață și pentru cei 55 de ani de apostolat. Te rugăm, ascult! Fii alături de episcopul nostru Iosif și de toți preoții diecezei noastre. Ajută-i să vestească prin cuvinte și fapte Evanghelia ta și să-ți pregătească un popor sfânt. Te rugăm, ascultă! Prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, ocrotește biserica ta de orice rău și fă-o să stăruie în adevărul credinței. Te rugăm, ascultă! Dăruiește-ne harul să primim cu bucurie învățătura pe care ne-ai transmis-o prin Sfinții Apostoli și fă-ne și pe noi adevărați apostoli prin cuvinte și fapte bune. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe episcopi, urmașii apostolilor, să fie printre oameni martori și vestitori ai cuvântului tău și să fie ascultați de toți cu inimă deschisă. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește răsplată veșnică episcopilor care au plecat din lumea aceasta. Te rugăm, ascultă! Doamne Iisuse Hristoase, mare preot al credinței noastre, prin mijlocirea preacuratei Fecioare Maria, a Sfântului Iosif și a fericitului Anton Durcovici, Tu ne ajuți să îndeplinim poruncile Tale. Te rugăm! Fie alături de noi toți, pentru ca ascultarea supușilor și grija păstorilor să fie darul și lucrarea ta, Tu care viețuiești și domnești în toți vecii vecilor. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care prin tainele tale lucrezi cu putere mântuirea noastră, dă-ne, te rugăm, harul ca prin slujirea noastră să răspundem la sfințenia darurilor tale, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri, pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic, Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Minunată este lucrarea Lui prin misterul pascal, prin care de sub jugul păcatului și al morții am fost chemați la demnitatea de a fi acum un neam ales, o împărăție de preoți, un popor sfânt, popor răscumpărat de dânsul. Noi vestim pretutindeni măreciile tale, fiindcă din întuneric ne-ai chemat la strălucirea luminii cerești. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate puterile oștirii cerești, cântăm imnul măririi tale, zicând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roadul Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi
trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând, luați și beți din acesta toți, acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune, Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește de pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și ferit de orice tulburare,
așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Cine va mânca din această pâine, va trăi în veci. Doamne, nu sunt vrednic, dar spune numai un cuvânt. Iisuse, eu te cred aici de față în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vin sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că sunt nevrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămâi în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită,
pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic pentru ca niciodată să nu te părăsesc, ci să împlinesc în totdeauna voința ta. Amin.
meu și știe orice drum al meu. În gândul meu are lăcaș, sunt ocrotivit de mâna lui. Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca trupul și sângele lui Hristos, pe care ți l-am oferit ca jertfă și l-am primit ca hrană, să fie pentru noi zbor de viață nouă, pentru că rămânând mereu uniți cu tine în iubire, să aducem roade care să dăinuie de-a pururi prin Hristos Domnul nostru. Iubiți credincioși, câteva anunțuri, puteți lua loc. Mâine, 29 iunie, avem solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul, sărbătoare de poruncă. Prin urmare, programul Sfintelor Liturghii va fi ca cel de duminica, 8, 9 și un sfert, 11, 30, 16 și 18. La mulți ani tuturor acelora care poartă numele glorioșilor apostoli. Săptămâna aceasta avem prima vineri și prima sâmbătă din luna iulie, cu devoțiunile la Preasfânta Inima lui Iisus și la Inima Neprihănită a Preacuratei Fecioare Maria. Vineri vom vizita bolnavii. Duminica viitoare, 5 iulie, după liturghia de seară, începând cu ora 19, vă invităm să luați parte aici, în catedrală, la un program muzical extraordinar, susținut de tânărul organist Vlad Vișenescu. Acest program face parte din cea de-a doua ediție a proiectului intitulat Orgile României, program care se va desfășura în perioada 2-9 iulie, în diverse orașe ale României, unde se află orgi funcționale, Arad, Sibiu, Alba Iulia, Mediaș, Iași și București. Programul va dura aproximativ 40 de minute și va fi transmis în direct și pe canalele media ale diecezii. Vă mulțumim în continuare pentru înțelegerea și colaborarea dumneavoastră în ceea ce privește efortul comun de a combate răspândirea noului coronavirus. În cazul în care vă știți cu febră sau aveți semne de răceală, vă recomandăm să rămâneți acasă. Cei care luați parte la Sfintele Liturghii în interiorul catedralei, sunteți rugați să vă așezați în locurile indicate, orientându-vă întotdeauna să aveți în față acel semn. Și vă rugăm să ocupați locurile începând cu cele din față, pentru a profita la maximum de capacitatea catedralei. De asemenea, vă recomandăm să vă igienizați mâinile la intrare și să purtați în interior masca de protecție. Cei care veți rămâne în exterior, sunteți de asemenea rugați să păstrați distanța de protecție. Celor care ajungeți la catedrală cu autoturismul personal, vă rugăm să țineți cont de faptul că accesul auto în curtea catedralei rămâne în continuare restricționat. Locul pe care l-ar ocupa autoturismele rămâne astfel disponibil pentru credincioșii care nu încap în catedrală. Vă mulțumim de înțelegere și colaborare și îl rugăm pe Domnul în continuare să ne binecuvânteze și să ne ocrotească de orice rău. Lăudați să fie Iisus Hristos!
Presfințite Petru, preasfințite Ioan, preasfințite Iosif, cucernici părinții, iubiți frați și surori, la sfârșitul acestei sfinte liturghii vine așa spontan să spun ce bine este să fii catolic, să ai întregul în fragment, într-o singură celebrare, mai multe evenimente. Și ziua diecezei, dar și aniversările pe care preasfințitul Gergel le are astăzi. Se obișnuiește în mediul academic, atunci când o mare personalitate ajunge la o vârstă venerabilă, să se organizeze o lucrare comună numită Festschrift sau o scriere așa de sărbătoare. Acest lucru am dorit să-l facem noi astăzi pentru preasfințitul Petru Gergel cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață. Sunt și 30 de ani de episcopat și 55 de ani de preoție. Și această lucrare a apărut în această formă, în această carte, cu titlul Sfântul Ioan Paul al II-lea și România. Vă rog să-mi permiteți, pe scurt, să vă povestesc despre geneza acestei cărți. Suntem în aniversarul de 100 de ani de la nașterea Papei Ioan Paul al II-lea și în diferite țări s-au luat diferite inițiative ca să marcheze acest moment. De la Gregoriana, un profesor, Ian Micrut, care a fost și conducător de doctorat al părintelui Fabian Doboș și care a vizitat și țara noastră, a vrut să marcheze acest moment tot printr-o lucrare comunitară. Ne-a cerut și nouă, mie și părintelui Fabian, să scriem despre Papa Ioan Paul al II-lea și România. Întrebând la Departamentul de Cercetare Istorică ce putem să facem, mulți au zis că nu prea avem informații, arhivele sunt recente, nu prea putem să intrăm. Și atunci primul gând care mi-a venit a fost să mă adresez preasfințitului Petru Gergel, care l-a cunoscut îndeaproape pe Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Și pornind de aici să putem să scriem ceva despre acest eveniment. Dar apoi, mergând mai departe, am zis ce-ar fi să facem și o carte specială dedicată preasfințitului Petru Gergel. Știm că preasfințitul nu prea îi plac așa manifestările acestea așa care elogiative. Dar am găsit totuși acest punct slab la care preasfințitul n-a putut să ne refuze și anume dragostea lui față de Papa Ioan Paul al II-lea. Și atunci am pornit cu un interviu, am mai căutat informații și astfel am ajuns să realizăm această carte. Această carte, deci, cuprinde un studiu istoric despre relația Sfântului Papa Ioan Paul al II-lea cu Biserica din România, în special cu dieceza de Iași, dar după aceea urmărim diferitele etape ale istoriei recente a diecezei noastre, timp în care preasfințitul Petru Gergel a fost păstorul diecezei. Astfel, cel care parcurge acest studiu istoric va putea să vadă așa în sinteză modul în care Dumnezeu a lucrat în ultimele decenii prin preasfințitul Petru Gergel. De asemenea, veți găsi aici și diferite texte pe care Papa Ioan Paul al II-lea le-a adresat cu ocazia beatificării fericitului Ieremia Valahul, cu ocazia vizitelor episcopilor din România, conferinței episcopilor din România ad limina la Roma, dar și un studiu despre vizita Papei Ioan Paul al II-lea la București în mai 1999. Carta este prefațată, în al preasfințitul Ioan Robu deja a dezvăluit ceva, este prefațată de în al preasfințitul Aurel Percă, arhiepiscop mitropolit de București, are un cuvânt înainte din partea episcopului de Iași, preasfințitul Iosif Pauleț, dar și mărturii din partea celor care l-au cunoscut îndeaproape. În al preasfințitul Ioan a citit deja o parte din ceea ce a scris, dar este un cuvânt și din partea episcopului Anton Coșa, episcop de Chișinău, și din partea monseniorului Benone Farcaș, rectorul Institutului Teologic Romano-Catolic din Iași. De aceea vă invit să parcurgeți aceste pagini, să le citiți, pentru că veți descoperi o istorie interesantă. Dar aș dori să închei cu un gând care tot mi-a venit așa în ultimele zile. Fericitul Vladimir Ghica a fost numit profesor de speranță. Și m-am gândit dacă n-ar fi posibil să dăm preasfințitului Petru Gergel titlul de profesor al unității. Pentru că deviza a fost ca tot să fie una
Și chiar ultima pagină din această carte se încheie cu o fotografie cu Papa Ioan Paul al II-lea și Preasfințitul Petru Gheorghel, care ține în mână tocmai acest document, Ut unum sim, ca toți să fie una. Cred că s-ar potrivi. Preasfințite, în numele tuturor, vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi, pentru Dieceza de Iași. Preasfințite Iosif, înalt preasfinția voastră, domnul rector, preacuternici părinți profesori, paroh, oaspeți, consăteni, colegi, dragi persoane consacrate de aici și care sunteți uniți cu noi prin mijloacele de comunicare, iubiți credincioși din catedrală și în dieceza, dați-mi voie să adaug încă un cuvânt scurt. Anume să spun cu adevărat că nu știam de acest proiect, să sigur că știind părinții că eu l-am cunoscut pe Papa, m-am gândit la așa ceva. Așadar, este o mărturisire a mea scurtă despre un mare sfânt, Sfântul Ioan Paul al II-lea. Se vede aici că stau alătura. E greu să stai lângă un sfânt. Pe o fotografie sau în realitate. E un sfânt. Și sigur că e o bucurie că s-a făcut acest proiect pentru Sfântul Ioan Paul al II-lea. Și le mulțumesc celor care au gândit, care mi-au spus că de fapt se intenționează altceva, dar a ieșit, iată, ce vedeți în față, o lucrare care ne prezintă, într-adevăr, imaginea unui prieten al nostru. Și spun un prieten, pentru că nu numai că era vecin, ci era chiar de-al nostru, din suferința noastră, din speranțele noastre și din curajul pe care El ni l-a oferit nouă. Aș putea spune că începutul misiunii mele a fost cu câteva săptămâni mai degrabă ca al Sfântului Părinte, că el a fost ales imediat după ce am fost eu numit aproape. Și apoi a avut acest pontificat așa de frumos și mare, iar noi pe lângă el. Dar ce vreau eu să spun era altceva, că n-aș fi voie să vorbesc și să las doar emoțiile să vorbească ele astăzi, aici, în catedrală. Pentru că, adevărat, am parcurs diferite momente de mari emoții. Și astăzi la fel. Și e firesc acest lucru și aceste emoții vorbesc. Și aș vrea să explic de ce sunt emoționat sau am fost scurt. Pentru că m-am întrebat și mă întreb și trebuie să ne întrebăm cu toții ce a găsit Dumnezeu în unul ca mine sau ca noi de a ne avea așa de aproape, de a ne iubi, de a ne oferi atâtea daruri
toate slăbiciunile noastre. Ce a găsit Dumnezeu în mine? Și tot am meditat și am spus că o singură imagine, nu a mea, cea lui Iisus, chipul său în fiecare om, despre care ne-a vorbit așa de frumos în altul, că fără acest chip, viața noastră ar fi searbădă, uscată. N-am avea un adevărat entuziasm. E Dumnezeu ce locuiește în noi. În unul ca mine, în unul ca un profesor, ca un episcop, ca un tată, ca o mamă, unde Dumnezeu își vede chipul său și lucrează El mai departe, pentru că noi suntem opera Lui. În doilea vreau să spun că emoția mea a fost una naturală, și anume că eu sunt cel de al șaselea din frați, născut de mama mea, după 40 de ani. Un lucru care pe mine m-a urmărit mereu. O mamă care naște 9 copii și acceptă și unul după o vârstă când de obicei se întâmplă mai rar. O iubire de mamă. Și acest lucru nu am putut să-l uit și nici nu-l pot uita. Și cred că toți trebuie să știm, să facem această analiză și să vedem cât de mult o mamă iubitoare de Dumnezeu știe să-și iubească proprii copii, eu fiind ultimul. Și sigur că și-a dăruit toate pentru mine. Acest lucru nu se uită. Și al treilea, când scurt, eu fac parte din biserică, dintr-o familie așa de mare, biserica noastră locală, dar și biserica universală. Și suntem cu toții frați, suntem chiar fii ai lui Dumnezeu și frați între noi. Și formăm o familie, o familie mare, cum sigur că am încercat noi, forțele noastre mici, să creăm la Iași o familie. Cu preoții noștri, persoanele consacrate, cu familiile noastre, cu atâția copii și tineri și cu atâția credincioși răspândiți pe întregul pământ. Nu e opera mea, e opera lui Dumnezeu, pe care a admirat-o așa de bine Papa Francis când a venit la noi. Deci acestea sunt motivele emoției pe care eu le-am avut și le am încă mai departe și sigur că le transmit ca un mesaj pentru noi. Suntem fiii luminii, Dumnezeu a așezat în noi chipul său, suntem fiii unei mame sau părinților noștri și suntem fii și fiicele bisericii. Cu aceste gânduri, eu sigur că le-am exprimat și într-o rugăciune a mea pentru această zi. Mulțumesc tuturor, mulțumesc preasfințitului Iosif că, sigur, a ținut să celebrez această Sfântă Liturghie, preasfințitului arhiepiscop, coleg și domn de data asta, îi spunem noi, cum ne spunea el altă dată, și înaltului Aurel de la București, preasfințitului Anton, rectorului nostru și tuturor celorlalți care s-au gândit ca în aceste zile să înalte rugăciuni pentru mine. Și mai ales un gând de mare prețuire pentru acele persoane care fac parte din biserica noastră. Și sunt atâția preoți și atâtea persoane consacrate care poartă în lume chipul luminos al lui Dumnezeu, care dă mereu speranță, curaj, să trecem prin greutăți, să rămânem mereu ai Lui,
în familia lui. Vă mulțumesc altă parte, mulțumesc televiziunii care a participat și celorlalte mijloace de comunicare și mulțumesc fiecăruia în parte pentru această prezență și mai ales pentru această rugăciune, iar emoțiile concentrați-le frumos ca să fie un imn de laudă, așa cum și am început Sfânta Liturghie. Îndurările Domnului, iubirea Lui, în veci o vom cânta. Vă mulțumesc! Lăudat să fie Iisus Hristos! Plecăm acum fruntea pentru a primi binecuvântarea, în care continuăm mai departe să dăm mărturie despre lumină. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Prin mijlocirea Sfântului Ioan Paul al II-lea, a episcopului nostru martir, Anton, și a tuturor sfinților să ne binecuvânteze atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl, și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.